Anul acesta este unul cu așteptări mari pentru elevii și cadrele didactice de la școala gimnazială Eugen Ionescu din Slatina. Reprezentanții unității de învățământ așteaptă cu nerăbdare începerea construcției noului corp de clădire în curtea școlii. În acest mod, toți cei 600 de elevi vor putea învăța într-un singur schimb dimineața. S-au întâmplat foarte multe lucruri bune în 2022. Avem mari așteptări pentru anul 2023. Ca director îmi doresc foarte mult ca toți elevii școlii să învețe dimineața, pentru că este un disconfort pe care îl resimt în special părinții, știind că trebuie să sacrifice un an, pentru că noi un an de zile învățăm după amiază, pentru o serie de clase. Și atunci apar tot felul de fenomene, tot felul de lucruri care produc disconfort la nivelul școlii. Copiii migrează în alte unități de învățământ, deși școala asigură pachetul educațional pe care și-l doresc. Doresc foarte mult să învățăm într-un singur schimb, într-o școală care să ne primească pe toți într-un cadru adecvat timpul educațional pe care îl trăim. Construcția va asigura mai multe spații moderne pentru desfășurarea unor activități educaționale de care copiii și cadrele didactice au mare nevoie, o sală specială pentru after school, dar și o chicinetă. Unul dintre spațiile de la parter este un spațiu multifuncțional, activități de after school, activități educative extrașcolare sau școlare, ședințe cu părinții, lectorate, întâlniri cu diferiți specialiști. În spatele acestei săli multifuncționale se va afla o chicinetă pentru situația în care acolo se vor desfășura activități de tip after school sau pentru evenimente care țin de deschiderea noastră către comunitate, către buna relație pe care ne-o dorim să o întărim cu părinții. Performanța școlară este una dintre prioritățile școlii gimnaziale Eugen Ionescu din Slatina. Pregătirea cadrelor didactice și a elevilor pentru olimpiadele școlare, dar și seria de dotări cu echipamente de ultimă generație pe care au început-o, sunt doar câteva dintre atuurile uneia dintre cele mai emblematice unități de învățământ din oraș.